Piroș Andraș. Așa, 100 și ceva de ani. Cei care îmi cunosc stilul de viață ar putea crede că voi vorbi despre vârsta până la care voi alerga maratoane și ultramaratoane, dar astăzi voi împărtăși o serie de evenimente, cred eu, extraordinare, care au condus la nașterea mea și la ceea ce am devenit până acum. O să încep cu un eveniment. Da, acest eveniment este punct de origine pentru fiecare dintre noi. În urmă cu 13,8 miliarde de ani, marele Big Bang, atunci s-a născut Universul și noi, din păcate, a trebuit să mai așteptăm ceva până să ajungem astăzi aici. Bine, nu, istoria acum o să vină ceva mai scurtă, deci nu o să ajung la 12,8 și mai departe. Am fost interesat mereu să aflu care sunt șansele de a ne naște, pentru că șansele de a muri sunt foarte clare, le-am calculat într-o zi, mi-a luat ceva timp, sunt 100%. Așa, și am vrut să aflu și care sunt șansele de a ne naște. Și oamenii de știință, în ultimii ani, au alocat foarte mult timp și șansa de a ne naște este una din 10 la puterea 2.685.000, adică 10 urma de 2.685.000 de zerouri. Sau, imaginați-vă această pagină, acest număr, întins pe 10.000 de pagini. Da? Deci acel număr. Asta este șansa și au concluzionat oameni de știință că este egală sau, mă rog, tinde spre zero. Deci asta este șansa de a ne naște. Bun. Acum revenind la viață, ajungem ceva mai aproape, în 1912, când străbunicul meu pleca din Sălaj, dintr-un sat, și ajungea în Statele Unite pentru a-și construi o viață mai bună. Câteva luni mai târziu revenea în sat de dorul mândrei lui, fata moașei. Era singurul din lotul acela de ardeleni plecat care s-a întors în sat. Numai că misiunea lui a fost simplă, pentru că era singurul din sat cu cizme. S-a întors cu cizme, în timp ce restul erau în opingi. Deci, 2 ani mai târziu se năștea bunicul meu. Deci un eveniment care cu siguranță a contribuit la apariția mea. O să merg ceva mai aproape, la anul 1968, când trupele sovietice au invadat Cehoslovacia pentru a năbuși reformele liberale ale conducerii de atunci. Un eveniment aparent fără importanță, dar o să vedeți ce impact a avut asupra vieții mele. Cert este că, mă rog, câțiva ani mai târziu, viitoarea mea mamă învăța de zor pentru admiterea la Babeș-Bolyai și după ce a învățat mult și a dat examenul, când s-au afișat rezultatele, era prima sub linie, deci căzuse. Vă dați seama, tristețe mare, s-a reapucat de învățat toată vara, numai că între timp Ceaușescu, simțind amenințarea sovietică, pentru că noi nu participasem la această invazie a Cehoslovaciei și nu avem o relație foarte bună cu RSS-ul, a luat decizia ca toți bărbații apți de armată să fie înrolați înainte de începerea facultății. Și în acest fel, tatăl meu, acel Rambo din imagine, așa, a fost înrolat în armată și astfel s-au eliberat multe locuri la facultatea la care dăduse mama mea și a fost admisă. Bun. Între timp, tata s-a întors din armată și așa a cunoscut-o pe mama și merge un pic mai aproape. La anul 1975, amândoi studenți aici la Babeș-Bolyai și undeva prin septembrie 1975, în căminul 14 din complexul studențesc HD, nu intru în detalii. Cert este că un an mai târziu, în 30 iunie 76, puteți face calculul, ești bine, mă nășteam eu. Acum, mergând mai departe, ajungem la 1982, eram la școală, era o zi de toamnă și îmi amintesc că ieșisem în curte cu alți colegi. Lângă școală era o magazie cu maculatură, pe vremea aceea duceam la școală surplusul de hârtie, de reviste și așa mai departe. Și în pauză am vrut să ne încălzim. Nu mă întrebați de unde am făcut noi rost de chibrituri, cert este că am dat foc magazii, iar eu bine din ziua, veneam și puneam în permanență hârtie peste... Așa.
ne-am încălzit. Cert este că, acum privind în urmă și conectând niște puncte, cu siguranță acest eveniment mi-a dat ideea mai târziu pentru denumirea unei trupe. O să ajung și acolo. Bun, acum merg mai departe, în 1992. La 15-16 ani, ca orice băiat, ca orice licean timid și plin de hormon, mă gândeam la învățătură, după cum vedeți, și m-am gândit tot și văzând că nu am succes prea mult în interacționare cu persoane de sex opus, probabil că nici cu afura nu m-a ajutat, m-am gândit, uitându-mă și la televizor, că ar fi frumos să am o formație, pentru că am văzut că cei care au formație au mare succes. Și erau câteva probleme. Prima problemă era că nu aveam studii muzicale, a doua era că nu aveam talent, așa, nu știam să cânt, dar am zis, astea s-a mănunte până la urmă. Și am zis, aveam un talent, tot știam să compun versuri. Și să nu credeți că e simplu să compui versuri, deci gata, aia compui versuri. Și știu, mi-am amintesc că prima melodie m-am chinuit săptămâni întregi și până la urmă a ieșit ceva decent. Mi-amintesc refrenul, dacă vreți, vi-l spun, nu-l cânt ca să nu plecați. Era așa: sună dacă mă iubești, sună dacă mă dorești, sună dacă ții la mine, sună și va fi bine. Bun. A fost bine în final. Așa. Deci erau telefoane și pe vremea asta, am vrut să vă spun, în 92. Bun, au urmat 8 ani de spectacole, de înregistrări, de creșterea popularității, așa, treptat. Bănuiesc că m-ați recunoscut între timp. Eu sunt din nou cel care nu face alegeri în spate. Acum este mult mai simplu ceea ce privește alegerile. Cert este că prin 2000 începusem să mă cam satur. Adică Mă și vedeam peste vreo 20 de ani cum sunt prin turnee și cum revin acasă și îmi întreb copiii cam în ce clasă mai sunteți, cum mai merge. Și nu era o viziune care să-mi placă. În plus, motivul principal pentru care am plecat din trupă și nu l-am spus niciodată și mă bucur că am ocazia, nu că ar interesa pe cineva, dar am o ocazie așa să, să spun. Noi când mergeam la concerte, fiind o trupă de băieți, așteptările publicului erau ca noi să dansăm. Și nu doar să dansăm, că să danseze simplu, adică iei două bere și dansezi, dar să dansezi în sincron cu ceilalți. Așa. Și nu mi-eșeau. Repetam, dar nu mi-eșeau. N-am inteligența asta a dansului în sincron. Și ce se întâmpla în concerte, când se rupea sincronul, coboram în public și dădeam mâna cu publicul. Deci asta era ca să pară că... Bun. Și cum dacă a fost unul dintre motivele principale care au condus la certuri între noi, băieți. De ce cobor eu de pe scenă? Așa. Și în anul 2000 am luat decizia de a pleca din formație, așa, în plină glorie. Și băieții, mai ales, mă întrebau, nu înțelegeau, cum poți să pleci acum, când aveți un nivel de popularitate atât de mare și aveți sute sau mii de fane care vă trimit scrisori și cu tot felul de declarații, poate și sutiene. Și am spus clar, fanele noastre nu aveau sutien. Pentru că nu aveau vârsta la care să aibă sutiga, să zice. Bun. Și în acel an am luat decizia, gata, am plecat, m-am dus, m-am tuns foarte scurt, mi-am pus ochelari, că oricum aveam plus 0,5, plus 0,75, așa, și m-am angajat într-o bancă. Oricum terminasem profil economic și am zis, până la urmă, asta e cariera mea, asta merg către o bancă. A fost foarte interesant, în sfârșit aveam viață liniștită, nu mai recunoștea nimeni pe stradă, puteam să-mi fac programul cum voiam, scăpați niște sincroane și nu mă recunoștea nimeni. Adică chiar dacă cineva intra în bancă și mă vedea acolo la ghișeu, nu-și imagina că eu eram ăla care acum câteva luni cânta, ca și cum ați intrat acum în bancă și l-ați vedea pe Guță. Bine, v-ați prinde că ar avea un stil diferit de a da banii, dar... Scuze, poate un tip extraordinar, nu știu. Așa. Bun, cert este că au mai trecut ani, viața devenise așa călduță, îmi plăcea. În timpul săptămânii era oarecum previzibil. Mă duceam la birou, făceam datorii, ajungeam acasă, mâncam, mă uitam la televizor cât aveam chef. Iar în weekend erau petreceri, de obicei, cu multă bere.
Și într-una dintre, dintre zile de duminică, am zis că era într-o duminică, într-o toamnă, prin 2005, trezindu-mă cu capul foarte greu de la dans, așa, am deschis televizorul, era dimineața pe la 11 și nu prea știam cum să scap de, de durerea de cap. Și era o emisiune medicală. Și acolo am aflat un sfat, spunea clar, mergeți la magazin și cumpărați-vă grep și faceți suc de grep. Perfect, am ieșit din casă, cel mai proaste haine pe care le aveam, relaxat, oricum nu mă recunoștea nimeni, ăsta e un avantaj. Și am ajuns la supermarket, acolo stăteam la coadă cu coșul cu patru grepuri acolo și în fața mea o fată. Și am intrat în vorbă. Și un an mai târziu... da, așa mi-am cunoscut soția într-un supermarket. Un an mai târziu oficializam ceea ce avea să devină cea mai lungă relație din, din viața mea. Și nu a schimbat prea multe lucruri, doar, adică în continuare mergeam la birou, în continuare stăteam la televizor, în continuare beam bere. Acum chiar aveam un confort suplimentar, că nu aveam grijă asta să caut partener. Și începeam să pun kilograme, așa. Și oricum deja pusesem de prin 2000 ceva kilograme, eu am pe la vreo 15 kilograme așa în plus. Deci pe la pensie aș fi ajuns 0-14 tone cam așa, cu siguranță. Și simțeam că e ceva în neregulă, dar nu mă durea. Bun, cert este că în 2008 a venit pe lume primul nostru copil, Alex, și lucrurile s-au schimbat un pic. În primul rând am renunțat la fumat, fumam din, de la 16 ani și... încercam să mă las de câteva ori, dar nu prea reușisem, pentru că după ce era de revelion cu două țigări în gură și nu, mă rog, promisiuni de revelion nu sunt luate într-o stare psihică foarte bună și nu funcționa. Bun, și când Alex fuse deja un an și începuse să ne imite foarte mult, într-una dintre seri s-a urcat pe canapea lângă mine și a început să butoneze televizorul și prima dată mi-a venit să râd pentru că semăna foarte mult cu mine. Și era ca un mini-mi. Așa că m-am dat seama că o să devină cam ce vede în jurul lui. Și am zis, hai să fac ceva. Și în acel moment începe povestea pe care mulți dintre voi o știți, cea de, de alergător, de sportiv amator. Nu o să mă alungesc foarte mult această întâlnire. Cert este că din acel moment s-au schimbat destul de multe lucruri în viața mea, deși am făcut un lucru aparent simplu. Am... reînceput să alerg, zic reînceput pentru că în copilărie toți alergăm, adică avem două viteze, repede și foarte repede, am văzut un copil mergând a gale așa, uitându-se ce... și mi-a dat o stare foarte bună, plus că mi-a recalibrat foarte bine existența și în zona de nutriție și în multe alte arii ale vieții, în zona de productivitate. Bun, ce a urmat în în anii 2010-2018 am reușit să văd destul de multe țări de pe această planetă. Călătoriile sunt unul dintre hobby-urile mele și alergarea cu siguranță m-a dus acolo. Am alergat cam jumătate de circumferința planetei. Sper eu că în 7-8 ani să realizez turul complet. Bineînțeles că am dat jos balastul și date, mă refer la kilograme aici. Și mai mult copii, pentru că de timp am și o fată, pentru că na, călătorim mult, ai șanse mai mari să ai mulți copii. Așa. Bun. Și, și copiii fac mult sport, aleargă, înoată, merg cu bicicleta, cu rolele și așa mai departe. Deci s-a transformat foarte mult viața mea. Acum, bineînțeles, o concluzie, ca să vă las cu o idee, așa, un ultim slide. Eu sunt, v-ați dat seama, cel cu aura aia roșie, așa, care ajunge primul. Eu cred că, da, deci asta este, în 1975 se făceau astfel de poze în HD, în complex. Eu cred că viața este un cadou extraordinar și, în general, când ai un astfel de noroc, un astfel de noroc extraordinar, nu poți să faci decât să dovedești că îl meriți. Eu nu cred că am fost cei mai rapizi dintre 40 de milioane de, sau câte zeci de milioane sunt, nu mai e Vlad aici să-l întreb, Vlad Voiculescu. Nu cred că am fost cei mai rapizi pentru a sta pe canapea și pentru a ne uita la televizor, ci pentru
a explora acest univers plin de posibilități pentru a avea face sau a deveni altceva. Vă mulțumesc mult!